Bun găsit la o nouă ediție în echilibru. Pe 7 august 1974, Philippe Petit trece vidul deschis între cele două turnuri gemene de la World Trade Center pe sârmă. La 411 metri deasupra Pământului, o distanță de 60 de metri între cele mai înalte clădiri ale lumii la acea vreme, doar cu ajutorul unui băț, care își menține echilibru. Într-un fel de extaz, timp de 45 de minute, dansează și se joacă pe sfoară. Apoi arestat și preluat de poliție. Ajunge o senzație internațională. Cu 6 ani înainte de asta, Philippe se găsea într-un cabinet de dentist cu o măsea umflată. Din întâmplare, îi cad ochii pe un articol unde era prezentat în desen proiectul turnurilor gemene. Urma să demareze proiectul pentru cea mai înaltă clădire din lume. Deci nici măcar încă nu existau. Smulge foaia, iese în trombă din cabinet. Sigur, urma să mă doară măseaua încă o săptămână de acum încolo. Dar ce e durerea în comparație cu prima dovadă tangibilă a visului meu? Aventura asta avea să devină lovitura și avea să fie numită crima artistică a secolului. Timp de 6 ani, cu ajutorul unei echipe formate din câțiva prieteni și complici americani, încearcă să găsească calea prin care să se furișeze pe acoperișul clădirii, deasupra etajului 106, să treacă de măsurile de securitate și asta transportând un întreg arsenal de echipament, doar cablu cântărind 99 de kilograme, să găsească o cale să fixeze cablul între clădiri, să găsească o metodă prin care să ancoreze cablul, să-l tensioneze împotriva vântului și balansului clădilor. Își petrece timpul călătorind între casa copilăriei din Franța rurală, unde e baza operațiunii, și New York. Supraveghează zile în șir turnurile, își notează detalii despre numărul de etaje, pozițiile agenților de securitate. Împreună cu un complice american se dau drept ziariști interesați să facă cunoscut pentru publicul francez povestea turnurilor. Poartă la ei un reportofon, pun întrebări, timp ce unul dintre ei fotografiază marginile clădirii pentru a vedea ulterior care e cea mai bună poziție de fixare a cablurilor. Dar asta nu e prima lui lovitură. Traversează înainte de asta distanța dintre turnurile catedralei Notre-Dame și cel mai mare pod de oțel din lume, Harbour Bridge din Australia. Când văd 3 portocale, îmi vine să jonglez cu ele în aer. Când văd 2 turnuri, îmi vine să întind o sfoară între ele. Și ai sentimentul că urmează să jefuiască o bancă, sunt extrem de meticuloși, apar multe notițe, calcule. Punerea la rând a detaliilor se petrece cu meticulozitatea inginerilor și a tehnicienilor implicați, să zicem, în construcția propriu-zisă a turnurilor de 400 de metri lungime. Se separă în 2 echipe, o echipă pentru fiecare turn, Philippe, funambulul și un prieten adus din Franța, și cealaltă echipă, un alt prieten și un complice american. Echipa îmbrăcată în costume de business, cealaltă în haine de muncitori. La etajul 82, într-unul din turnuri, așteaptă containerul cu echipament, ascuns acolo de un alt complice, care era angajat la World Trade Center. Și acolo urmează încă câteva zeci de etaje de urcat. Însă, printr-o întâmplare fericită, operatorul liftului înțelege greșit etajul și îi trimite la 104, economisindu-le puterile. Ajung, se trezesc că apare un paznic, se refugiază sub niște cuverturi de pânză și sunt nevoiți să stea acolo vreo 3 ore până pleacă paznicul. Bun, când totul e liber, în mijlocul nopții, 2 pe un turn, 2 pe celălalt, încep pregătirile. Jean-Louis, unul dintre prieteni, trebuie să tragă spre celălalt turn o săgeată dintr-un arc care e atașat un fir subțire de undiță. De firul subțire de undiță a prins un fir de undiță mai gros care e prins de o sfoară, iar de sfoară e prins însuși cablul. Săgeata trebuie să ajungă pe celălalt turn și astfel să fixeze cablul. Se ivesc zorii, totul e pregătit și funambulul face primii pași deasupra vidului. Filmul documentar Man on a Wire, regizat de James Marsh, aduce la viață, prin intermediul mărturilor lui Philippe și ale complicilor, aventura extraordinară a acelei zile. L-am văzut prima dată acum o săptămână, după ce am citit un articol într-un ziar despre faimosul acrobat pe sârmă, și apoi l-am mai revăzut de 2 ori. Și mi-a umplut inima de bucurie viziunea lipsă de compromis asupra lumii a lui Philippe Petit și mă gândeam că se potrivește perfect să vorbesc despre un artist pe sârmă într-o rubrică care se cheamă În echilibru.
Și deși era 1 noaptea și încerca să țin sonorul filmului cât mai încet, fiindcă lângă mine dormea fiica mea, am trăit câteva clipe de mare încântare. El spune, e un spațiu sigur pe sârmă, nimeni nu mă poate ajunge acolo. E o puritate a experienței pe care nu o poți găsi în altă parte. Ești deasupra pământului un mic punct singuratic între nori. Te trezești, ieși în stradă, în aerul rece al dimineții, ca să mergi la muncă și vezi un om în aer, deasupra Notre-Dame-ului sau deasupra World Trade Center-ului. E un vis. Doar că nu ești adormit, ești îmbrăcat, ai pantofi de stradă, picioare și totuși cineva transformă atmosfera în vis. Sunt foarte multe secvențe care m-au mișcat și mi-au umplut sufletul de bucurie și toate la oaltă, din momentul în care am vizionat filmul, de 3 ori în total, au alcătuit pentru mine o colecție de obiecte de noroc. Că sunt imagini pline de căldură umană care să poți să-ți reamintească, să zicem, în momente de ananghie, că există ceva teribil de frumos în oameni, dorințele lor arzătoare și pasiunea cu care caută să și le îndeplinească, dar și joaca cu care unii adulți reușesc să întâmpine realitatea, care nu se iau prea tare în serios, nu? Și asta e o formă de candoare. Unul dintre momente, de pildă, o vedere cu turnurile gemene pe care o trimite prietenului său Jean-Louis din Franța și între ele apare trasat o liniuță. Și tocmai această liniuță de pix e visul, ceva atât de mărunțel și care totuși ajunge să-și găsească locul său de cinste într-o realitate fizică, nu? Să acapareze o zonă imensă de oțel și să-și tracă numele pe ea. Sau o plăcuță de cherestea pe care scria Asociația World Trade Center și era bătută în cuie pe un copac pe drumul spre casa părinților. Unde acolo, într-o grădină frumoasă verde, se antrena și își chema prietenii pentru a pregăti lovitura. Sau imaginea cu ridicarea giganților de oțel și imensitatea de utilaje și forță inginerească puse acolo în mișcare pe șantierul din New York, desfășurată în paralel cu individualitatea unui acrobații. Într-o parte, amploarea unui sistem cu utilaje enorme, solide și din coace un simplu organism fizic și voința lui uriașă care îl însuflețește. Doar o funcție psihică, nimic mai mult. Și contrastul care m-a impresionat cel mai tare de-a lungul filmului. Detaliile dintre cele mai mici ale unei lumi extrem de personale și intime, nu? Sforicele, plăcuțe, machete, micul cerc de prieteni a unui om oarecare dintr-un oraș oarecare și, de cealaltă parte, construcția imensă, legitimă, a turnuri gemene care sunt prezente în viața fiecărui new-yorkez, erau prezente. Cu Google Earth ai fi văzut turnurile, nu? Dar nu vezi reperele unui vis sau încrederea fenomenală de sine. Toate astea ele există și în cap și în inimă și urmau să facă istorie. Și mă gândeam, știu ce am de făcut, nu trebuie să pierd șansa acestor imagini, o să mi le printez, o să le înrămesc și o să le atârn pe pereții casei mele. E cel mai onest și în același timp plin de ghidușie exemplu despre cum visele devenite realitate pleacă de undeva. Când îți dorești ceva, trebuie să începi de undeva. Filip a început prin a desena o liniuță pe o hârtie de carton. Un vis luat în serios cu tot devotamentul. Pentru câteva clipe, cum spune unul dintre prietenii săi, e ceva atât de frumos care nu face rău nimănui. Toate sutele de ore de antrenament, detaliile gândite în avans, machetele, schițele pe hârtie, caietele umplute cu calcule, dar totul la nivel teoretic. Dar uite, așa avansează un vis. Și mi se pare că e un antidot pentru deznădejdea care ne cuprinde de atâtea ori în fața viitorilor și planurilor noastre de viitor, nu? Când ne sperie că planurile sunt doar în capul nostru, niște gânduri răzlețe și realitatea fizică în care el trebuie să se împlinească pare foarte departe. Când simți că nu o să-ți iasă nimic, că totul e la nivel de proiect, gândește-te la liniuța de pix a lui Philippe Petit de pe o vedere din 1974. Întâlnim obstacole mici zi de zi. E, cred că, un mare cadou să ne putem lipsi de curajul unui necunoscut. El spune, sunt atât de pregătit, detaliile sunt puse la punct cu atâta seriozitate încât nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Nu e ca și cum aș arunca cu zarul, așteptând să aterizeze pe partea norocoasă. Dar nu e numai despre pasiune povestea traversării în aer a turnurilor, mi se pare că e și despre prietenie. Omul de geniu îi absorbe pe cei din jur în lumea lui,
la fel se petrece și aici. Sunt secvențe emoționante în film care fac limpede loialitatea nestrămutată a lui Jean-Louis, de pildă. Cel care la un moment dat, în zorii acelei dimineți de 7 august, aflat pe unul dintre turnuri, cablul care urma să fie întins cade în gol și trebuie tras înapoi. Celălalt complice, un tip din America, renunță, zice că nu mai face față. În schimb, Jean-Louis nu renunță, trage înapoi câteva zeci de metri de cablu. Sunt imagini extrem de emoționante și la finalul documentarului. Mi se pare o onestitate perfectă. Când Filip se culcă de-a dreptul pe sfoară, la 400 de metri înălțime deasupra pământului, cu imaginea cu el și un avion de pasageri. Un puncticel îmbrăcat în negru cu un băț lung în mână și un avion la egalitate. Mi-am dat seama atunci că văd ceva ce nimeni altcineva nu o să mai vadă vreodată, spune unul dintre polițiști ajunși la locul faptei și însărcinat să-i aducă la cunoștință tânărului că forțele de ordine îl vor ridica pe sus de-a dreptul dacă nu coboară de pe sârmă. Când se apropia de margine și polițiștii vreau să-l apuce, Filip se îndepărta râzând. Au asistat atunci la un vis. Sau când funambulul fără pereche se înclină și salută mulțimea de pe pământ. E o stare de grație care îți însuflețește inima iremediabil și te umple de bucurie. Pentru o vreme te simți neînfricat. Iar frica de viitor e înlocuită cu încântare. Nu există de ce. Când văd un loc frumos, îmi vine pur și simplu să-mi întind sârma. Nu pentru a cuceri neapărat lumea întreagă, dar măcar stadii minunate ale ei. Asta a fost. Sper să urmăriți filmul. Sunt Adada Elisan și vă aștept în fiecare zi de vineri la câteva minute de psihologie.